Și nu doar atât, cum v-am obișnuit, Neața împreună cu Diverta oferă un kit complet pentru școală, kit ce conține rucsac, culori, uite, avem forfecuță, penar, carioci, marcăre și tot așa. Dacă vă înscrieți, intrați pe Facebook-ul Neața și răspundeți la întrebarea cu cine ai vrea să stai în bancă. Întrebările creative, bineînțeles, au prioritate, dintre acelea se alege un telespectator cu care intrăm în direct și ne jucăm împreună pentru a câștiga acest kit. În dimineața asta, în legătură directă cu noi, e Maria. Bună dimineața! Bună dimineața! Maria, de unde ești? Din Târgoviște. Ah, când a început cu târg. A zis să vezi că e târg. Oma, târgul jiu. Da, mă, așa zic și eu. Maria, câți școlari ai acasă? Am un școlar. Un școlar, e băiețel? Și, da, băiețel. Și o fetiță de 2 ani și 5 luni. În ce clasă e el? În clasa 1. Oh, abia a început. Acum presupunând că el e la școală și nu ne ascultă, cum erai ca și elevă? Erai genul bucălaie? Dar cum e genul bucălaie? Mulțumesc de întrebare, Florin. Zvăpăiat? Zvăpăiat? Sau erai genul Ramona? Mai liniștit. Mai liniștit. Mai Ramona. Mai Ramona. Absentă. Se vede? Astăzi pentru tine am format două echipe. Echipa din stânga formată din Nicolae și Ramona și echipa din dreapta formată din Florin și Radu Bucălaie. Și trebuie să-ți alegi cu cine, presupunând că avem bancă de 3, așa cum a prins Ramona până în clasa 8-a, cu cine ai vrea să stai în bancă? Da, au stat 3 în bancă. Da. Eram prea mulți. Ramona și Nicolae. Cu Ramona și Nicolae. Nu vreau să stai în bancă cu mine. E sigură 100%. Regrete. Tu nu încerca să schimbi acum. Eu vreau să fiu convins că e sigură. Nu. Ce jucăm? Sigur, foarte sigur. O să jucăm nu, o să jucăm o chestiune foarte e vorba de rapiditate, să gândim la... Ți-ai găsit unul din Maramureș. Da, de fapt. E pe gândit rapid. E pe gândit rapid. Maria, să știi că dacă echipa pe care ai ales-o va câștiga și la tine va ajunge tot acest kit care e complet, complet pentru un școlar, chiar până în clasa 8-a e suficient ce e aici. Serios, da. Bun. Bun, jocul se numește 5 secunde, e foarte simplu, dragi colegi, fiți pregătiți. În fața voastră aveți un buton roșu pe care trebuie să-l apăsați pe rând, bineînțeles. Stați unul în spatele altuia, trebuie să fiți foarte rapizi, pentru că voi trebuie pe rând să spuneți obiecte care încap într-un rucsac. Carioci. Acum hai, doi. Zi. Penar. Bun. Caiet. Telefon. Schimbați-vă. Penați în telefon. Gumă. Manual. Creion. O cameră mică de la vedere. Bine. Fix. Bine. Radier. Am zis radier. Ascuțitoare. Bine. Stilou. Caiet. Ce? Stop. N-am șut. E 1-0 pentru voi. De ce, mă? Pentru că s-a dublat radiera. Da. Am zis că dacă și-a luat și cameră de filmat, nu, tu da, nu poți, te duci poți să înveți? Da. Da, dar nu trebuie, nu indicăm acest lucru. Nu trebuie. Păi da, te duci la școală, poți să filmezi la absolvire. Nu filmezi. Hai! Nu filmăm la școală. Bine, 1-0 pentru Ramona și Nicolae. Începem a doua rundă. Tot despre ce? La fel. La fel. La fel, continuăm. Nu aveți voie să repetați și a zis înainte. Da, înțeles. 3, 2, 1, start. Roșie. Carte. Zacuscă. Călimară. Riglă. S-a zis. S-a zis. Cu cine a zis, mă? S-a zis înainte de acolo. Nu ești atent, linie, mă, la joc. S-a zis linie. Linie a zis, a. Păi linie. Era joc. Păi linie a ceva. Maria, să știi că ești foarte aproape. Ramona și Nicolae au 2-0. Hai. A zis Călimară. Hai, dai, nu toate a zis. Haide, haideți. Ha, mă, tu joacă cum îți vine. Hai. 3, 2, 1, start. Adidas. Lunchbox. Sandwich. Creăm cu gumă. Creion cu gumă. Dar bă, bani, stai așa, era șmecher. Bade, nu albastră. Bade. Nu, asta nu se pune. Bade. Haide, dar s-a zis și creion și gumă, acum l-ai făcut tu. Nu, e... Așa zic, sandwich cu salam. Vai, voi n-ați făcut vremurile. Ușor, ușor, ușor. Hei, hei, e totuși o emisiune pentru copii. Mai gândește-te. Așa. Da. Hai, conduceți-i. Dă-ne altă întrebare, că s-au epuizat. Haide, dai. Nu, mai avem, mai avem, eu mai am multe. Păi puteți să bine, ok, atunci vă dau alta. Pune vă dau alta. Vreau să spuneți în 5 secunde cât de repede puteți pe rând lucruri pe care le poți lipi sub bancă. Gumă! Abțimit! Postidia! Muci! Speram să se evite. Aia se
fac bobiță și se aruncă. Niciodată suma. Sunt două feluri. Să fac... Bă, să fac bobițe în funcție de consistență. Da. Ce învață oamenii ăștia? E la sou. Mergem mai departe, e 3 la 1, mergem până la 5. Mergem până la 5. Adică a câștigat cu asta. Pentru voi. A câștigat cu asta. Vreau să spuneți în 5 secunde. Așa. Obiecte cu care nu ai voie să intri pe poarta școlii. Cu tine. Ba, ai voie, ce crezi? N-ai voie. Hai. Seria 5. Seria 5. 4-1 pentru Ramona și Nicolae. Băi, concentrați-vă puțin, mă. Băi, pierdeți rău. Haide, mai dă-ne o temă la fel. Nu poți cu ea. Ceva, ce? Mai ai ceva. Vrei, mai ai, îți mai dau o idee. Da, lucruri greșite pe care să-i le spui un învățător. Lucruri... No. Mergem în continuare. Lucruri pe care le poți băga într-un penar în 5 secunde. Un penar mai mic. Stilou. Radieră. Da, așteaptă să dau eu la păi cum doi la rând că dau cu asta? Dacă îndureau, au trecut 5 secunde. Are dreptate, 4-2, mergem mai departe, Florin, aceeași temă. Ce aceeași temă? Ce bagi într-un penar? Într-un penar. Elastic de prins banii. Bine. Crionul ăla cu crem, cu... Cum îți zici? Cu bană, cu bană. Fix cu bană. Stilou, bană. Ai pierdut. Fix cu bană. Stilou. Le pici foarte. Stilou, bană. Fix cu bană. Compas! Na, nu am mai bine sau nu bine? Da, de ce vorbești la putere? E bine, mă, e bine. Bine, a zis compas. Ai stat mai mult de 5 secunde. Ruleta, aici nu vorbești cu ruleta. Maria, felicitări, ai ales echipa care s-a mișcat cel mai bine. Ramona și Nicolae au câștigat. Asta înseamnă că va veni către tine kitul de la Diverta. Kit, să-l aduc eu, mă duc, amă. Și ți-aduce Nicolae și un pic cu bană. Cu bă, penar, uite. Ia, hai, Badia, du-te, Badia, la școală. Da, du-te. Să te miști un pic mai bine. Nu mi-ai dat seama că Nicolae chiar scrie cu pană. Badia, mai stă două secunde. Și tocmai ce se schimbase de la piatra ascuțită. Auzi, Badia, ai întrebat întrebări de oameni care când mergi mechere la școală. Eu cel mai bun lucru am fost că am stat cu cel mai bun din clasă, Badia. Asta a fost norocul tău. Asta a fost norocul meu, Badia. Dar eram cel mai tăcut, Badia. Dacă tot ai zis de cel mai bun din clasă, ia vezi. Haideți să mergem și la Răzvan. Cel mai bun din clasă. Ai nimeni.